acasă, cu modificările și completările ulterioare. Ați fost convocați pentru astăzi în ședință ordinară, prin dispoziția numărul 158 din 24 noiembrie 2017, emisă de domnul primar. Din consultarea condiții de prezență, rezultă că sunt prezenți 8 consilieri, absentând, cel puțin deocamdată, doamna consilier Mănicuță și domnii consilieri Petru și Pușcașu. Fiind prezentă majoritatea consilierilor, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Rog pe domnul primar să prezinte proiectul ordinii de zi. Făcându-o cu urmă așa, pentru că am constatat că cei trei consilieri sunt de la PSD, probabil asta din cauza domnului Grigore, cu litere bane. Nu a registrat eu. Nu a registrat. Dacă acum a fost anunțat, totuși, mai întâi vreau să vă spun bun venit și succes în dezbatere. Suntem în ședință ordinară a Consiliului Local și m-am gândit ce să vă spun în preambulul dezbaterilor. Din păcate am ajuns la o concluzie pe care am mai expus-o în cadrul ședinței noastre. Numai pentru că ordinea de zi este mai puțină. Asta nu înseamnă că nu este la fel de important. Personal, am ajuns la concluzia și cred că poate fi acceptată la o concluzie pe care am mai expus-o la întâlnirile noastre. Faptul că administrația locală din Bogdănești, de fapt, cază toate administrațiile locale, depinde de administrația centrală. Avem trei puncte la ordinea de zi, când poate era normal să avem mai multe la acest moment al anului. Suntem în penultima lună, penultima ședință ordinară a Consiliului Local. Era normal, dacă stăm să ne gândim la ceea ce prevede legislația referitoare la administrația locală, la un momentul de față, de exemplu, să fie dezbătut deja, sau poate măcar în ședința de astăzi, să fie adoptat proiectul de hotărâre privind taxele și impozitele pentru anul următor. Dar știți că sunt probleme pe codul fiscal, a fost promulgat. Dacă îi dat bani domnului Grigore, s-a rândat de domnul. Nu? El cere bani, de la ședință. De asemenea, poate era normal ca în ședința de astăzi să adoptăm bugetul Consiliului Local pentru anul 2018. Conform legislației, undeva în luna noiembrie, trebuie adoptat bugetul. Asta pur și simplu se întâmplă, rezolvarea nu este la nivel local, este așa cum a spus, dovada că depindem de felul cum se mișcă lucrurile la administrația centrală. Avem trei puncte la ordinea de zi, fără îndoială își au rostul și importanța lor pentru administrarea comunității locale. Avem un proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului comunei, unde avem ocazia ca să rezolvăm finanțarea învățământului preuniversitar. Este vorba despre drepturile salariale, inclusiv plata unor hotărâri judecătorești, după câte am înțeles. Și tot la acest punct al ordinii avem ocazia ca să asigurăm finanțarea pe secțiunea de funcționare a bugetului. Mai avem un proiect de hotărâre de asemenea important pentru
legislația locală, și anume adoptarea taxei speciale pentru salubritate aferentă anului viitor, 2018. În baza unei alte hotărâri din anii precedenți, care a stabilit tariful și dinamica tarifului pentru stabilirea acestei taxe. Întâmplător, vă pot spune că ieri am avut un control de la Garda de Mediu privind salubritatea comună și unul din punctele verificate a fost relația noastră, mai precis, plata deșeului menajere colectate de operatorul județean pe care îl cunoaște, pe un preț. Deocamdată noi suntem într-o situație normală, exact, cred că asta este important și ar trebui să se întâmple în toată țara, o situație normală. Deci nu avem plăți restante, suntem la zi. Sper să putem încasa, sunt într-un dialog, o monitorizare firească cu personalul de la compartimentul de specialitate, la contabilitate, mai trebuie să la caserie, acolo unde se încasează taxa. Am sperat că pot să facem la capăt pentru luna decembrie. Și mai avem, în mod obișnuit, cutuma noastră, solicitări adresate consiliului local. Deci, putem considera o întâlnire importantă și, fără îndoială, că vei delibera și împreună vom adopta hotărârile cuvenite, utile pentru mersul administrației locale. Supun la vot ordinea de zi anunțată ce ne este pentru. Mulțumesc pentru acceptare. Și înmânești ștafeta președintele de ședință. Probabil tot domnul consilier. Da. Mulțumim, domnul primar. Înainte de a trece la ordinea de zi de astăzi, 2017, dăm cuvântul domnului secretar să ne prezinte raportul la procesul verbal în ședința anterioară. Mulțumesc. Ați avut două procese verbale, respectiv cel încheiat în ședința din 18 octombrie 2017. Dacă pe marginea acestui proces verbal aveți ceva de completat sau de... Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. În unanimitate de voturi a fost aprobat procesul verbal din ședință din 18 octombrie și de asemenea procesul verbal încheiat în ședința din data de 29 octombrie anul curent. La fel, dacă sunt ceva probleme, dacă nu, pun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc, deci în unanimitate și procesul verbal încheiat în ședința din 29 octombrie a fost aprobat. Mulțumesc. Mulțumim, domnul secretar. Deci, în ordinea de zi, la primul proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Local al Comunei Bogdănești pe trimestrul al patrulea, inițiator domnul primar. Domnul primar, aveți cuvânt. Da. Deci, proiectul de hotărâre se referă la rectificarea bugetului Comunei Bogdănești pe trimestrul 4-2017. Am anunțat în intervenția anterioară, atât titlul proiectului de hotărâre, cât și rațiunea lui. Deci, o să-i dau de rectitire, și anume, la primul articol propus să se aprobe rectificarea bugetului local pe trimestrul 4-2017, cu suma de 88.000 lei la secțiune de funcționare, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform situației anexe, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul al doilea are următorul conținut. Propun să se aprobe rectificarea bugetului local pe trimestrul 4 prin virare de credite de la un capitol la altul, cu suma de 15,40 mil lei la secțiunea de funcționare, la partea de cheltuieli, conform situației anexe, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul al treilea, după aprobare,
hotărârea urmează să fie dusă la îndeplinire de către primarul comunei și doamna Răcăuțeanu Romenea, consilier în aparatul de specialitate al primarului comunei Bogdanești. Și 4. După aprobare, secretarul comunei domnul Mțeu Vasile va comunica hotărârea primarului comunei Bogdanești, compartimentului financiar, contabilitate și instituției prefectului județului Bacău. Câteva considerente. Fără de ala, ați sesizat deja în ședința pe comisie, toate comisiile, fără îndoială, că este vorba de o rectificare pozitivă pe de o parte, conform legislației în vigoare, cheltuielile de personal de la învățământ, respectiv învățământul preuniversitar, este susținut de către bugetul central, respectiv prin bugetul Ministerului Educației. Asta asigură salariile și m-a văzut în articolul al doilea, a trebuit să găsim soluții să mai teriem, în ghilimele, bugetul prin virare de credite care trebuie să le aprobați conform atribuțiilor pe care le aveți pentru a asigura funcționarea unor domenii, unii rămăsesem în mare parte descoperiți cu finanțare. Mă refer, de exemplu, la iluminatul public, de exemplu, sau alte veramente, care vor trebui să asigure plata iluminatului și perioada de timp rămasă, efectiv luna de acum, luna decembrie. Deocamdată cam atât. Dacă o mai fi întrebări, personal sau având sprijinul doamnei contabil, care lucrează în birou. Asta la îndemână, dar din punctul meu de vedere, lucrurile au fundamentare legală, fundamentare corectă, au rostul lor și sunt convins că o să-i zbundească gândul cel bun. Atât Comisia Economică, probabil, dacă aveți nevoie. Doamnelor și domnilor consilieri, Comisia numărul 1 a analizat acest proiect de hotărâri și a dat un aviz favorabil la acestui proiect. Vă mulțumesc. Mulțumim frumos. Doamne, domnul consilier, dacă aveți cineva dintre dumneavoastră să completați acest proiect, am putut să avem primire, să trecem la cine este pentru. Mulțumim frumos. Trecem la punctul numărul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubritate, inițiator domnul viceprimar. Doamna și domnul consilier, dumneavoastră ați analizat proiectul de hotărâre la ședința anterioară și la articolul 1 propun aprobarea cuantumului taxe speciale destinate finanțării serviciului de salubrizare a UAT Bogdanești Bacău la valoare de 4,07 lei persoană pe lună pentru persoanele fizice și pentru anul 2018. La articolul 2, după aprobarea doamna Răcăuțeanu Romenea, consilier și doamna Eftinga Alina, consilier juridic, în aparatul de specialitate a primarului Comunei Bogdanești, vor duce la îndeplinirea hotărârii. La articolul 3, după aprobarea secretarul Comunei domnului Mțiu Vasile, va comunica hotărârea primarului Comunei Bogdanești, compartimentul financiar contabilitate, doamna Eftinca Alina, Asociația de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Bacău și instituție prefectul județului Bacău. Dumneavoastră l-ați analizat expunerea de motive care s-a făcut. Hai de camera. Planul anual de evoluție a tarifelor pe anul 2018, referatul și raportul de avizare.
Vă mulțumesc. Doamne și domnule consilieri, Comisia numărul 1 a studiat acest proiect de hotărâre și a dat un aviz favorabil acestui proiect. Vă mulțumesc. Mulțumim și noi. Doamne, domnule consilier, dacă aveți ceva de adăugat la acest proiect, am putut nu avem pe mine, să trecem la vot. Cine este pentru? Mulțumim frumos. Trecem la punctul numărul 3, solicitarea de sate Consiliul Local al Comunei Bogdănești. Domnule. Da, este solicitarea de partea inspectorului școlar județean Bacău, care este în atenția Consiliului Local și a domnului primar. Practic, documentația a fost întocmită și transmisă deja inspectoratul școlar județean pentru obținerea avizului conform, dar eu totuși vă prezint și dumneavoastră. Este vorba despre organizarea rețelei școlare pentru anul 2018, anul școlar 2018-2019. Deci este în atenția Consiliului Local. Vă solicităm sprijinul pentru a realiza toate activitățile necesare în vederea stabilirii rețelei școlare pentru anul școlar 2018-2019, în conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale numărul 1 de 2011, cu modificările și completările ulterioare. În acest sens, în conformitate cu metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în contextul de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019, aprobată prin Ordinul Ministrului de Educație Națională numărul 5472 din 7-11-2017, vă rugăm să stabiliți rețeaua școlară din raza Unității Administrative Teritoriale pentru anul școlar 2018-2019 și să ne trimiteți până la data de 8-12-2017 solicitarea emiterii de către Inspectoratul Școlar a avizului conform pentru propunerea de organizare a rețelei școlare din raza dumneavoastră de competență, însoțită de un raport argumentativ privind structura rețelei școlare propuse să funcționeze în anul școlar următor, și 2. Proiectul de rețea școlară pentru anul școlar 2018-2019, conform modelului de mai jos. Cum vă spuneam, practic rețeaua școlară, proiectul de rețea școlară și pentru anul școlar este același care este și în prezent. Au fost întocmite de documentele solicitate și adresa pentru solicitarea avizului conform către Inspectoratul Școlar Județean Bacău. Urmând ca după emiterea avizului conform de către inspectorat, Consiliul Local să adopte o hotărâre cu privire la aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2018-2019. Mulțumesc! Eu aș avea aici o intervenție. Nu sunt alte intervenții, normal, se putem expune să dau curs, dacă dintre consilieri aveți ceva de comentat. Eu profit de prezența doamnei directori, care e mai în temă decât noi pe legislație, pentru că aparent este o procedură oarecum întortocheată. Din perspectiva legislației, eu am înțeles, dincolo de această impresie, care este procedura. Vedeți că inspectoratul ne solicită nou, da? Noi putem avea niște atribuții privitoare la structura unităților de învățământ. Apoi mai este rețeaua școlară, da? Aici, în discuția care m-a avut-o cu doamna director, rețeaua școlară se referă, printre altele, sau pleacă de la efectivul de elevi. Aveți o estimare, parcă cu minus 4, nu? Minus 4 elevi, mă rog, copiii școlarizați pe anul următor. Eu am înțeles așa, ca structura unităților de învățământ, noi putem propune sau
Mă rog, bagă de mersul, primul pas trebuie să-l fac conducerea școlii, în Consiliul de Administrație. Se prezinte în Consiliul Local, spune, domnule, intenționăm, sau conform legii și a efectelor de elevi, intenționăm să funcționăm și pentru anul școlar următor. Cu avem aici Școala Bogdănești, care este cu personalitate juridică și sau program normal, care este structură a școlii gimnaziale Bogdănești. Deci rămâne în continuare dezafectată Școala de la Filipești. Școala de la Filipești. E un statut quo aici se menține. Aici, dacă aveți intervenții, puteți gândi pe acest sistem de referință. Mai înființăm o școală, nu e cazul, da? Dorim să păstrăm pe cea pe care da, o avem. Corect, da. Îi dorim să crească natalitatea, deci... Mai înființăm o grădiniță la Filipești, nu e cazul. Nu e cazul. Am și, haideți, deci să nu recunoaștem, profităm de contractul cu Dragi Moldova și, bineînțeles, de bunăvoința dumneavoastră, că votați an de an bugetul și ne ajutați în acest sens să beneficiem de autobuzul școlar, da? Deci, repet, și aici nu facem decât lucruri normale. Dacă clar. Am avut la concluzia că e mai convenabil așa, e mai ieftin decât gestionăm un contract cu Transmoldova decât să achiziționăm un microbus pe care să-l... Da, care ar fi o aflare în treabă foarte costisitoare. Exact. Prin că un om angajat plus... Da, și ceea ce privește rețeaua propriu-zisă, dar fiindcă efectiv școlar, preșcolar nu prezintă o diferență ca atare pentru a fi reconsiderate, normal rămâne așa. Deci aici probabil inspectoratul așteaptă avizul nostru. Ei, după ce primesc corespondența de la noi, din perspectiva legii, tot la fel spun, e corect cum ați avizat, puteți să, și atunci se va întoarce la Consiliul Local, pentru adoptarea unei hotărâri ca atare. În ordine, mulțumesc. Mulțumim și noi. Mai are cineva de comentat tema asta? În calitate de președinte, ședința ordinară de azi 29.11.2017, unde declar închis.